Salut, o să explic în video asta cum se prind călegile și cum se dă scurgere în jgheaburi. Adică scurgere la apă. Eu i-am dat la o lungime de 3 metri, am dat un centimetru jumate. O să fie două burlane aproape pe capete. Deci, nu știu dacă o să vadă cum arată sfoara. Nu știu dacă o să se observe. Când te uiți cu ochiul liber, să văd. Deci cam, dacă ar fi să pot. Deci cam asta e căderea. Aici e spre dreapta, în capăt. Și acum dacă mergem mai încoace, cum se vede, e invers. Acum vin burlanul de aici care coboară în jos. O să-l pun cumva aici foarte aproape de capăt, pentru că el o să trebuiască de un pic oblic și coboră pe stâlpul ăsta, că mai încolo nu se poate coborâ, că sunt geamurile până jos. Și ca să-l pun iarăși la mijloc, ar trebui să mai fi jucat în mai multe pante cu apa. Și era mai mult. Deci cam asta e totul la prins cărlegele, ca să fie cel mai simplu. Nu știu dacă reușesc să... Că nici nu prea am cum să văd... Nu știu dacă se vede, cum este și bucla de la cameră și s-ar putea să se vadă foarte, foarte greu. Acum, după cum se vede, o să mai am de pus jgheabul și cu short. De exemplu, în partea de aici e deja pus. Se vede, am să cobor un pic cu la altă. Deci cam asta e detaliul care vine, folia anticondens vine pe sub tot și se scurge tot în șcheab. Și aici am dat o singură pantă pentru că nu este unde să pun două burlane și este unul singur aici. Deci e unul singur aici care o să coboare perete în partea aia și o să meargă perete în jos. Deci cam asta aici, aia pe perete pus tabla asta care după ce o să vină polistiren peste ea. Aici așa mi-au adus-o de toate culorile, că oricum nu se vede absolut deloc. Oricum, mulți au calculat foarte greșit pentru că aici am chemat pe un agent să-și măsoare toate lucrurile care trebuie și nu trebuie multe. De exemplu, nu mi-ajung pazeile alea de acolo care să pun sub corniere sau frontoane sau cum să mai numi. De alea mai trebuie 3 bucăți, 3 frontoane. Nu mai trebuie pe calcan acolo încă două profile din alea de cum am arătat mai devreme. Mi-au calculat la peretele astea numai că ține peretele și în jos pe ce scurge, pe foli, dacă o fi să ajungă apă pe acolo. Practic nici nu ar trebui să ajungă, sau teoretic. Da, eu n-am vrut să arăt în video asta doar pur și simplu cum se montează cărligile. Am arătat pentru cărligile astea că sunt mult mai ușor de montat, e pusă și pazie aici jos de tablă. Ca și cruburi sunt date de 5x120, sunt un pic unul inclinat în jos care se reziste aici la smulgerii de aici și celălalt e dat inclinat la parte. Undeva pe aici ar trebui să fie drept, cred că pe asta de aici, asta e fix mijlocul.
mijlocul, vedeți? Aici. De exemplu, cât legă de aici, este mijlocul. Dacă las cum până aici așa, e spre stânga, după cum mă uit. Dacă apăs aici până pe poziție, e spre dreapta. Da, v-am lăsat și o să mai revin mai puteam să fac un video după ce gata absolut tot absolut complet fără tablă, ca să spun toate accesorile care se pun înainte de tablă ca să fie ușor. De exemplu, pazeile astea se puteau pune și când era tabla pusă, dar eu am încercat să pun tot ce se poate înainte, să stau cât mai puțin pe tablă, cu toate că pantala acoperișul nu e atât de mare. Pe aici cam ăsta e detaliul care e făcut la căprioare. Cam asta e. Aici sus am la fel pazie. După cum se vede, e mulată după rază. Aici până jos sunt multe, sunt vreo 12 metri, cred. Aici am întors un pic folia asta, că nu mai am aici pazeile de tabă să le pun. Dar când or să se pun atunci, da, mare grijă la pasul de la șipcă. Nu faceți cum a făcut prima oară băieță pe partea aia la altă și trebuie scoată șipca cu o dată o pozitanțiar și bineînțeles, au mai fugit 1,2 mm de la una, de la așa și la un moment dat la 10 șipci deja erau vreo 2 cm mai mari, deja nu mai avea ce să stea tabla. Deci la șipci cel mai simplu, cum am dat aici, se vede acolo la margine fiecare șipcă dat întâi cu ruleta și nu din 35, 35 și 45. Ai întins o dată ruleta și calculezi ce duci. Și nu o să ai, dacă ai abateri, ai la un rând de șipcă, nu la toate. Cam atât. Vă salut!